Apariția mediatică este intitulată Timpul Chișinăului și conține o serie de articole denigratoare la adresa lui Victor Bodiu, care de vinerea trecută nu mai este candidatul liberal-democraților la funcția de primar al capitalei. Se vede că au dat și ei greș, se vede că a fost un produs pregătit din timp, pe care s-au gândit totuși să-l distribuie. Nu putem să suspectăm pe cineva, știm doar că sunt utilizate niște scheme foarte întortocheate de a difuza aceste materiale prin cutiile poștale din municipiul Chișinău. Noi condamnăm vehement acest uz de fals și această strategie, dacă îi putem spune așa. PLDM cere structurilor de profil să îi caute pe autorii falsului. În paginile acestei pseudopublicații apare și un articol semnat cu numele Radu Bușilă, candidatul creștin-democrat la primărie Chișinăului. El neagă însă că ar fi scris materialul. Toată poziția noastră oficială, atât a partidului de care fac parte, cât și a mea în calitate de candidat la funcția de primar a municipiului Chișinău, noi facem publică prin metode corecte, imparțiale, transparente. În asemenea, comportament este unul regretabil. Probabil vine din partea unui partid parlamentar care, prin asemenea jocuri de PR negru, încearcă să-și șlefuiască imaginea sa. Uniunea jurnaliștilor din Moldova nu crede că presa va avea de suferit de pe urma ceea ce califică drept dezinformare mediatică. Este o diversiune ordinară, un procedeu, de fapt, cunoscut în lume, denigrare politică, când este utilizată o sursă de informare credibilă pentru a prolifera niște falsuri, pentru a pune grei oponenții politici. Acum două săptămâni au mai fost distribuite asemenea tipărituri. Atunci ele conțineau logo-ul și numele de rubrici ale redacției ziarului de gardă și se numea Ziarul de Chișinău. Conținutul jurnalistic reprezenta atacuri denigratoare la adresa candidatului PL la primăria capitalei Dorin Chirtoacă. Astăzi a fost pornită o cauză penală în baza cererii plângerii depuse de ziarul de gardă, în baza articolului 352 alineatul 3, care de altfel prevede o pedeapsă de la 3 la 8 ani cu privațiuni de libertate. Urmează ca mâine să ne autosesizăm și în cazul ziarului Timpul Chișinăului, așa numitul ziar Timpul Chișinăului. Editorialistul cotidianului Timpul de dimineață, Constantin Tănase, scrie într-un articol că în acest caz e vorba de un procedeu primitiv folosit ca tehnică electorală. Jurnalistul spune că nu falsul în sine îl deranjează, pentru că, după cum spune el, cititorii săi nu vor înghiți momeala. Îl deranjează lejeritatea cu care sunt puse în circulație asemenea falsuri, scrie Constantin Tănase.